Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit, sau mai bine spus, bine m-ați regăsit la o nouă emisiune Carpe Diem. Colind munții de ceva vreme, dar nu vreau să realizez o introducere de emisiune în care să-mi expun așa un CV cu privire la ceea ce v-am spus anterior. Nu. Vreau să vă spun doar atât, că pentru fiecare dintre trasele turistice pe care le-am parcurs, am, bineînțeles, amintiri. Pentru unele am amintirile mai speciale. Pentru traseul de săptămâna aceasta am două amintiri care, fără doar și poate, până la momentul acesta al vieții mele, se pot situa într-un fel de top 5 al amintirilor. Și ca în orice poveste, e și de bine, dar e și de rău. Am să încep cu rău, ca să scăpăm repede de latura asta în emisiune. Și în locul acesta unde mă aflu, acum ceva vreme, nu mai știu exact câți ani, nici măcar nu are vreo relevanță, am avut o întâlnire, pot să spun, o mică cumpănă. M-am întâlnit într-o zi de martie, pe o vreme cam ca aceasta, cu o ursoaică care avea un pui. Eu urcam pe unde am venit acum câteva zeci de secunde, am ajuns aici și am observat exemplarul. Bineînțeles că mi-am dat seama de pericolul real în care mă aflam. Nu eram singur, companionul meu era puțin mai în spate și ăsta a fost și motivul pentru care l-am lăsat astăzi pe Ovidiu să treacă înaintea mea, pentru că cine știe, norocul nu merge de prea multe ori la apă sau ulciorul, whatever. Și m-am oprit aici și în speranța că ursoaica care m-a văzut nu va avea gestul acela absolut firesc, matern, de a veni spre mine. Nici măcar puiul de urs să nu fie curios cu întâlnirea cu Marius Popescu. Dar, până la urmă, s-a întâmplat ca ursoaica să-și dea seama că nu eram de laba ei, cum se spune, și a continuat traseul salvându-și puiul. Așa am scăpat și eu și companionul meu de atunci. Așadar, la Carpe Diem am stabilit că pe acest traseu vă spune două lucruri personale. Unul vi l-am spus, altul puțin mai sus, la nici 30 de minute de acest loc. Unde ne aflăm? În munții în care, din păcate, nu există nici măcar o cabană, deși au vreo 240 de kilometri pătrați, deși au de toate, ca să zic, au și pășuni alpine, au și păduri de fagi, și de brazi, au și chei, au și relief karstic, au cam de toate, din păcate nu au ceea ce este important, adică nu au o cabană. Mai precis, au avut o cabană care de fapt este în paragină, o să ajungem și la ea. O să ajungem și pe un vârf destul de înăltuț așa pentru zona aceasta, undeva pe la 1700 de metri. Pentru cei care au început deja să compună puzzle-ul ce l-am descris, exact, ne aflăm în masivul Leota. Ne aflăm, adică e vorba de mine și de Ovidiu, care tocmai a trecut prin cadru. Cu Ovidiu o să vorbim puțin mai sus, pentru că am de gând astăzi, la Carpe Diem, să fac o tură ușoară, o tură care să fie un fel de... hai bă să ne aducem aminte cum era pe vremuri pe traseul acesta, cât de tineri eram și cât de bine și de voinici ne aflam. Nu vreau să cad în latura aceea a... discursului. Generația mea este mult mai decât generația ce vine din spate. Nu. Dar pe bune, pe vremea aceea, era iarnă, fraților, nu ca acum, care de fapt este o zi de început de februarie și la ce temperaturi sunt în zona montană și la ce păsărele se aud și la cât de cald îmi este și nu cred că am intrat la andropauză, cred că este vorba de o inversare sau de o iarnă atipică și anul acesta. Sper să nu vină iarna prin aprilie sau chiar mai târziu prin mai, când este și Paștele. Da? Rămâneți la Carpe Diem pentru un traseu ușor, cu ceva cer albastru încă, cu un tur de orizont de pe vârful românesc cu 1713 metri, cu un ochi aruncat îngrijorat în cabana cu același nume, ca și al masivului, cu o discuție cu Ovidiu, cu mai găsim noi ceva, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Thank you.
Am ales varianta de drum de căruță până la cabana Leota. Deși există și o potecă puțin mai sus, destul de vizibilă. În ultima vreme, în România s-a organizat concursul de alergare montană, de mountain bike, și munții au devenit și locuri de întrecere, fiecare cu fiecare sau fiecare cu sine însuși. Ceea ce n-am înțeles eu însă este de ce nu se strâng după concursuri aceste semne care sunt aici din toamna trecută. Probabil pe considerentul românesc, lasă-vă că și așa nu ni le ia nimeni și la anul ce să ne mai muncim încă o dată. Și oricum statul ăsta nu prea funcționează așa cum trebuie, așa că nu există cineva care să tragă la răspundere pe cei care, după știința mea, ar fi trebuit să strângă imediat aceste semne. Și știți de ce? Pentru că aceste semne pot deruta pe turistul obișnuit. Și în afară de asta, există și o lege nescrisă a muntelui. Dacă ai făcut un traseu turistic, apoi lasă-l așa cum l-ai găsit. Ia-ți gunoaiele acasă, strângeți orice urmă a prezenței tale și fă pe cât posibil ca impactul tău asupra mediului să fie minim. Așadar, cei care au organizat acest concurs, dacă cumva din întâmplare vedeți aceste imagini, ștergeți-vă urmele. Prieteni, mi-e greu să vorbesc din simplu motiv că nu vreau să întrerup aceste triluri. M-am oprit aici, în schimb, pentru a vă spune despre acest loc, este cel de-al doilea reper de suflet al meu pentru săptămâna aceasta și pentru muntele acesta. Această pădure de mesteceni este preferata mea dintre toate pădurile de mesteceni văzute până acum, mesteacănul fiind favoritul meu. Iar dacă ar fi să îmi aleg religia acum, la vârsta asta, mi-aș alege ori budismul, ori una din sectele religiei grecii antice, fie că e vorba de orfism sau despre adepții lui Pitagora. Și doar pentru că mi-aș dori să se întâmple reîncarnarea și să mă reîncarnez într-un mesteacăn. Și bineînțeles să fiu pus aici pentru a sta liniștit și pentru a mă bucura de acest loc care va rămâne întotdeauna aici în sufletul meu. Suntem pe drumul către cabana Leota, un drum relativ ușor. Vedeți că este un potecă destul de lată și de unde am lăsat mașina, din capătul văii Alumicioarei, din zona mănăstirii de la ziduri, până la fosta cabană, iată ce urât sună, până la fosta cabană Leota nu sunt mai mult de 90 de minute, așa am mers lejer și să te bucuri de această zi atât de primăvaratică, deși, așa cum v-am spus, este început de februarie. La cabana Leota, bineînțeles că vom mânca și vom decide ce traseu vom urma, având în vedere că este totuși ora 2, este târziu, așa că trebuie să ne grăbim. Prieteni, un alt reper de suflet, pe acesta am uitat să vi-l spun. Pe vremea când sloganul "Nu ne vindem țara"
era la fel de auzit la televizor ca și o reclamă de la o farmacie. Ei, pe vremea aceea, acești brazi din stânga mea erau ușor de sesizat dacă te aplecai și te uitai cu atenție, pentru că erau proaspăt fădiți. Aici este locul pe care cei din generația mea îl numeam la băncuță. Atunci când mergeam cu rucsacii grei, doldora de diverse treburi, că mergeam de cele mai multe ori ba la un revelion, ba la un paște, deci aveam de toate. E, atunci, aici, în locul acesta, ne așezam, ne trăgeam sufletul și știam că mai avem foarte puțin până la cabana Leauta. Băncuța e deja istorie. Brazii aceștia, la cum arată, parcă ne spun că niciodată n-au fost mici. Așa că povestea mea poate părea o amintire fără dovezi. Dar vă spun și am și o dovadă bipedă mai în față, Ovidiu, care și el a trăit acele momente în care băncuța exista, brazii erau la nivelul gleznei, iar noi eram mai tineri și mai os, cum se spune, în ale muntelui. Anii au trecut, noi am rămas la fel de tineri și, dacă nu mă credeți, chiar aici în față, nu departe, se află Ovidiu. Am zis că dacă unii își introduc în consiliere de administrație la anumite firme sau în slujbe bine remunerate, finii, nașii, nepoții, eu de ce nu mi-aș băga nașul în emisiune? Păi, considerentul, finul și cu nașul nu sperie orașul. Salut, finule! Salut, nașule! Ce era cu băncuța? Păi, tu mai ții minte? Mică. Mică. Foarte mică. Da, na, asta e. Asta e, să e fie... o băncuță, n-a crescut. N-a crescut, dar după chiar a ajuns să dispară. Cum e? Simplu. E simplu. Mai avem? Mai avem, nu mult. Și știi foarte bine că pentica asta, cum spunem pe cineva la maică mea, pentica asta finală scotea bojocii, dar din noi. Și nu că acum nu i-ar scoate. Dar mai avea un alt rol. Era finalul unui drum încărcați. Mă ții minte revelioanele? Nu, doar rucsacii. Rucsacii? Da. Ce aveam în ele, fraților? Ce să avem? Jocuri de cabană. Tot. Erau foarte multe de jocuri de cabană. De la vinoase, petrol, salată de buf. Totul în borcane. Tort am cărat pe aici. Borcane tort. Cu fundul gros, așa. Da, borcane cu fundul gros. Da. Din hai să vedem dacă mai sunt borcanele. Da, cred că borcanele mai găsim, din păcate. Din gașca aceea de vreo 40 de hândrălăi și hândrălaice, nu știu dacă e femininul ăsta, care veneam aici la chermeze, ne-am subțiat. Unii au ales Canada. Unii s-au îngroșat. Nu, nu ofens, așa e. Da. Unii mai trăiesc încă din amintirile alea. A se citi Cătălin Aldea, Aca Râie. A? Și mai zicem noi de-astea. Da. Nu-i nimic, hai să mergem. Hai să mergem. Ce am trecut pe lângă stâna din Românescu sau stâna de piatră, cum se mai numește. Și am ajuns în
zona de gol, la contactul dintre pădurea de conifere și golul alpin. Avem două porțiuni de urcuș, domoare totuși. Cea de-a doua mai lungă, care ne va scoate pe vârful Românescu. Acum, cu privire la o zona în care mă aflu săptămâna aceasta, să știți că am și ceva informații cu caracter istoric. Mi-am făcut și temele în acest sens. O să vă spun câte ceva și despre vechimea documentară a acestor munți, despre etimologia lor. Mă voi referi la masivul Leauta, la muntele Vaca, nu departe de vârful Românescu, și la muntele Raciu, care sper să-l vedem din vârful Românescu. Maxima ture de săptămâna aceasta la Carpe Diem, pe vârful Românesc, 1700 și ceva de metri.
Așa cum istoria și geografia sunt vecine la catalog și mai mult decât atât fac parte din trunchiul comun și pot oamenii la BAC să-și aleagă istorie sau geografie, m-am gândit că aici, de pe Vârful Românescu, să facem o mică lecție de istorie și una la fel de mică de geografie. Azi să încep cu istoria. Muntele Vaca, care este în dreapta mea, prieteni, Muntele Vaca, să știți că pe la 1532 un voievod pe nume Vlad Înnecatul, se numea Înnecatul nu pentru că avea poftă de mâncare și mânca precum Înnecatul, ci pentru că chiar s-a înnecat beat fiind în râul Dâmbovița. E, acest Vlad Înnecatul lasă pentru doi frați din Fieni, Stan și Nan, câtă lipsă de imaginație pentru părinți să numească Stan și Nan, dar mă rog, așa erau obiceiurile, jumătate din Muntele Vaca să le fie lor drept ocină și dedină. Vreo 20 de ani mai târziu, în timpul lui Radu Paisie, aceiași doi frați intră în procese cu un anume Dragomir, care era portar. Să nu vă închipuiți că stătea la handbal sau la fotbal în poartă, ci era o funcție, să zicem, destul de măruntă pentru aparatul administrativ al celor vremuri. Ok, dar suntem în masivul Leauta și trebuia să dau întâietate numelui acestui masiv. Mare parte consideră că Leauta vine de la viteazul Leaută, care era de undeva de lângă Fieni și care Leaută, din Bădeni, din Bădeni de lângă Runcu, da? Care Leaută s-a remarcat în luptele alături de Mihai Viteazu. Și se lăuda pe vremuri, după ce Mihai Viteazu a trecut la cele veșnice, că acesta i-a lăsat carte pentru acest munte care îi aparține lui. N-a fost doar o laudă, pentru că pe la 1620, un anume Gavril Movilă notează că el a văzut cărțile cam jerperite, ce-i drept, adică documentele prin care Leauta acesta avea muntele în stăpânire. De aici până la se extinde numele de Leauta pentru un temă masiv, a mai durat ceva. Abia la finele secolului XVIII, în timpul boierilor văcărești, apare acest nume de Leauta pentru întreg masivul. În spatele meu se află un munțișor așa mai micuț, așa are vreo 1500 de metri, este muntele Raciu. Este o dovadă vie cum să fac bani din vânzări de pământuri. Pe la 1619, Leauta cumpără acest munte de la niște localnici din Șerbănești, Pucioasa, cu vreo 60 de aspri. Pentru ca un an mai târziu, același Leauta să reușească să-l vândă cu vreo 300 de aspri. Adică telea un profit de 5 ori mai mare în doar un an de zile, pe bune doar în perioada imobiliară din anii 2008 și doar dacă erai ancorat politic puteai să obții. Așadar, suntem pe Vârful Leauta și de la istorie trecem ușor la geografie. Muntele Vaca și Frumușelul, și o spun așa, Frumușelul, pentru că mă filmează Frumușelul de Nașu din spatele ochiului magic și vă vorbește Frumușelul de Marius. Frumușelul și Vaca sunt doi munți la 1700-1800 de metri, iar Muntele Leauta undeva la 2133 de metri, care coboară lin așa cu vârfurile Răteiului. De pe Vârful Leauta, unde în spatele meu se află, vorbesc repede din două motive. Mi-e frig și mi-e foame. Se poate vedea un alt masiv montan, de fapt și de aici se poate vedea Piatra Craiului, acea creastă superbă, așa ca o creastă, ca o coamă de dinozaur, cum place mie să-i spun, se vede ok de aici. Face parte din masivul Leauta un munte care are un nume destul de rar întâlnit, Cioara, iar această muchie a Cioarei coboare până jos în Valea Bădenilor, Bădeanca fiind un afluent al râului Dâmbovița, pentru că dincolo se află bazinul râului Dâmbovița. Și dincolo de râul Dâmbovița, un alt masiv montan, nu departe de noi, Iezer Păpușa, cu vârful Păpușa 2391 și vârful Iezer 2462. De unde a venit noi dinspre sud este Pâclă, nu se vede mare lucru nici către zona de dincolo de Iezer Păpușa. Este ora 16:30, deci trebuie să o dăm repede la vale, pentru că soarele acesta care ne-a încălzit pe urcuș ne va părăsi și pentru că îmi face semnașul trebuie să stăm la o bere și mi se pare normal după acest efort să putem și noi să ne hidratăm cu o bere când ajungem la Târgoviște. Ar mai fost de spus despre munții Sinăi, unde probabil acum se schiază sau nu, dar asta e mai puțin important. Da, prieteni, asta a fost pentru săptămâna asta la Carpe Diem. Eu și cu Ovidiu Nașu, care nu sperie orașul din spatele ochiului magic, vă spunem ca până săptămâna viitoare să fiți cuminți și să aveți grijă de cei dragi.